Claus Iohannis a semnat decretul pentru modificarea legilor privind statutul polițistului, respectiv a statutului cadrelor militare. Astfel, polițiștii și militarii care beneficiază de compensația lunară pentru chirie o pot folosi pentru plata ratei locuinței achiziționate. Președintele României a semnat decretul pentru promulgarea legii pentru modificarea și completarea unor acte normative. Totodată, compensația lunară pentru chirie se acordă pentru o singură locuință achiziționată pe timpul carierei. De altfel, proiectul prevede că sumele pot fi justificate cu un contract de vânzare-cumpărare cu plata în a locuinței.